Etapa a doua a returului, cea cu numărul 17 în divizia de Argeș, se va disputa sâmbătă și duminică, fiecare meci programat având oră diferită de start. Liderul CS Rucăr va sta, iar ocupanta locului secund, CS intercâmpul lung, va juca în deplasare la școala de fotbal Sporting, acolo unde speră într-o nouă victorie, pentru a continua seria bună de rezultate, având în acest moment patru victorii la rând. Vă prezentăm programul etapei și orele de start. Sâmbătă, de la ora 11, Sporting pitește acestei intercâmpul lung de la ora 13 a ce se costești ACS poiana lacului, de la ora 14 de repitești ce se mioven 2, la ora 16 energia stolnici Victoria Buzoești, la 16 și 15 minute ACS bălilești viitorul Bârla. Alte două meciuri sunt programate pentru duminică de la ora 14, Speed Academy Pitești, Mușcelul Lărești și de la ora 16 și 15 minute Juventus Bascov CSC Suseni, CS Rucăr Vasta.